Viitorul PAC a devenit una dintre principalele teme de dezbatere în agricultură. Fermierii, reprezentanții MADR, dar și ceilalți actori din sectorul agricol au devenit mai implicați în dezbaterea politicii agricole comune, care va fi implementată după anul 2027. Acest fapt se datorează problemelor curente din sector, dar și din dorința de a alege soluțiile potrivite și care se adaptează la realitatea curentă. Fermierul Ștefan Gheorghiță a comentat situația pentru AgroTV pentru a creiona o imagine de ansamblu asupra problemei. Viitorul politicii agricole comunitare, eu cred că ar trebui să ne preocupe din ce în ce mai mult și mă bucur că am posibilitatea, în cadrul acestei rubrici, să pun pe tapet acest subiect, o primă încercare de punere pe tapet, și vorbim de un program viitor. Ce se va întâmpla cu agricultura europeană după expirarea actualei politici agricole comune în 2027. Și deja discuțiile în acest sens au început, ceea ce este un lucru bun, dar au început sub auspiciile unor factori de presiune extrem de importanți. Și vorbesc aici, și să nu uităm încă, marile manifestații europene ale fermierilor, care au pus pe gânduri clasa politică și nu numai, societatea în general, și care a început să perceapă că lucrurile nu merg bine în agricultură, suntem pe o direcție greșită și problemele se vor acutiza și vor putea duce la un colaps al sectorului pe care cred că nimeni nu și-l dorește și mă cer nimeni nu vrea să și-l asume din punct de vedere politic. În al doilea rând, au fost alegerile europene, pentru Parlamentul European mă refer, și care au adus niște schimbări. Chiar dacă majoritatea este aceeași, planurile de viitor ale majorității încep să se schimbe. Nu este lipsit de importanță că liderul grupului popular european, cel mai mare grup din Parlament, a anunțat că Green Deal-ul trebuie să intre într-o revizuire profundă și să fie adaptat noilor condiții și noilor probleme apărute și prezentate de către fermieri. Și nu numai de fermieri, vorbesc și de asociațiile fermierilor și de organizațiile care îi reprezintă. Pe de altă parte, și guvernele naționale au fel de fel de abordări, mai mult sau mai puțin, în a cere schimbarea acestor prevederi ale Green Deal-ului. Și sunt țările din Est care sunt foarte vocale în acest sens, vorbesc de România, de Polonia, de Ungaria, de Bulgaria, dar și țări din centru și vestul Europei care și ele spun că lucrurile nu pot continua așa. Și mă refer aici la Franța, mă refer la Spania, Italia și Germania în mare măsură. Ori, în aceste condiții, președinta Comisiei Europene pentru Comisia care își încetează în curând activitatea, dar se pare că va fi și noua nominalizare de președintă de Comisie, mă refer la doamna von der Leyen, a anunțat deja că a lansat o dezbatere pe trei direcții legat de viitorul agriculturii. Și vorbim aici de inovație, vorbim de veniturile fermierilor și vorbim de durabilitatea sectorului. Ori, toate aceste trei elemente sunt extrem de importante și vor fi creionate în perioada următoare. Cred că este foarte important în România să fie prezentă activ, nu doar fizic, în aceste negocieri și ultimele semnale ale Ministerului Agriculturii sunt că se va implica, chiar dacă sunt voci care spun că poate nu e foarte diplomatic modul de a se exprima poziția Ministerului, poate că anumite lucruri trebuie să acceptate altfel. Astea sunt discuții, dar este bine că suntem acolo, este bine că ne spunem punctul de vedere, este bine că începem să le susținem aceste puncte de vedere, ceea ce ne-a cam lipsit în ultimii ani, și să ne luptăm pentru ele. Pentru asta va trebui să facem o muncă temeinică de susținere, de argumentare a propunerilor noastre, dar și de a căuta aliați care să ne sprijine în susținerea acestor demersuri. Este mult de muncă, este bine că am înțeles că trebuie să ne implicăm activ de la început. Discuția a început să se propage un pic și în sector, ceea ce iarăși este un lucru bun. Cred că Ministerul și mass media pot împinge acest subiect și dezvolta cât mai larg cu putință în cadrul sectorului
Și este bine să lăsăm oamenii din sector să-și spună punctul de vedere, ci nu să încercăm să le vindem anumite puncte de vedere. Ei să spună care sunt problemele, ei să spună ce soluții își doresc și să vedem după aia cum vor fi prezentate, susținute și aprobate în cadrul negocierilor de la Bruxelles.